Bună România, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Mesaj important din partea premierului Ciucă. Văd titlul de genul acesta peste tot în presa de astăzi. Văd acest gen de atmosferă în jurul premierului nostru. Premierul nostru se pregătește să facă ordine în guvern. Îmi place și cum sună sintagma în sine, adică îmi place toată formularea. Cum se asamblează în jurul domnului premier această idee de ordine. Face ordine domnul premier, domnul general Ciucă vine să facă ordine. Practic la ordine, cheamă la ordine pe oamenii aceștia, practic se pune problema unor miniștri care urmează să fie remaniați și dintre numele acesta, sigur că acolo tronează numele domnului Vasile Dâncu, asta e, tronează așa ca o migrare, cumva domnul Vasile Dâncu dă să fie înlocuit. Hai să vedem care este planul de viață al domnului Ciucă în viitorul apropiat și ne comentăm imediat. Primul care ar fi intrat în atenția lui Ciucă este ministrul UDMR al sportului Eduard Novak, în urma scandalului scat de liderul maghiar Victor Orban în țara noastră. La imaginea negativă a lui Novak ar fi contribuit și momentul controversat în care, invitat la postul nostru de televiziune, ministrul a refuzat să cânte imnul național al României. În schimb, acesta a surprins intonând imnul așa zisului ținut secuiesc în timpul partidei de hockey dintre România și Ungaria. Alături de Novak s-ar afla și ministrul apărării, Vasile Dâncu. La adresa acestuia ar exista mai multe nemulțumiri legate de subiecte precum contractul de modernizare al bazei Cogălnicianu, care a fost atribuit unui consorțiu din care face parte și o companie la care este acționar indirect oligarhul rus Oleg Deripaska. Anunțul legat de proiectul privind majorarea veniturilor militarilor, dar și proiectul redactat de Ministerul Apărării, potrivit căruia România ar fi intrat în situație de criză. Mai mult, Dâncu ar fi considerat vinovat de scurgerea drafturilor privind legile siguranței naționale. Pe lista neagră s-ar mai afla și ministrul energiei Virgil Popescu, oficial care coordonează un domeniu important în actuala criză provocată de războiul din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionut Stroie, susține însă că nu se pune problema de remanieri în acest moment și spune că evaluarea miniștrilor se face periodic. Evaluarea individuală a miniștrilor este un proces permanent care continuă zi de zi. Premierul acestei țări cunoaște foarte bine agenda fiecărui ministru în parte, rezultatele activității lui, dar există o foarte mare diferență, apropo, între această evaluare a miniștrilor și ideea unei remanieri guvernamentale care să cuprindă mai multe ministere. În prezent nu este cazul unei remanieri guvernamentale. Guvernul are foarte multe de lucru în momentul de față și este o perioadă extrem de sensibilă. Bună seara, Răzvan Zanfir, ne-am adunat aici cu prilejul acestei remanieri care dă să ni se întâmple, de mult o așteptăm. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Noi o așteptăm, dar probabil vom continua să așteptăm remanierea, pentru că în urmă câteva săptămâni a mai fost o discuție despre raportul de evaluare al miniștrilor, da. Știi, a stat și într-o după-amiază prelungită, Nicolae Ciucă s-a uitat atent la minister și a spus că totul e în regulă. Acum, remanierile astea par așa un alibi pentru reglarea de conturi din Partidul Social Democrat. Faceți acuzații grave, domnul Zanfir. Dă împotrivă, chiar. Mai lejer, dată nu putea fi tratat acest pseudo-subiect. Nu cred că se pune problema unor remaniere acum. Oamenii care ar trebui remaniați, de fapt, nu pot fi remaniați pentru că sunt mult prea bine înșurubați în conducerea PNL sau în relația cu Klaus Iohannis. Motiv pentru care eu cred că discuția de fapt e despre domnul Vasile Dâncu. El este personajul, este celebritatea conversației în legătură cu această remaniere. Te întreb de ce vor să-l schimbe pe domnul Vasile Dâncu, care domnul Vasile Dâncu nu este doar domnul Vasile Dâncu, este și un membru marcant al Partidului Social Democrat în conducerea partidului. Păi tocmai de aia. Pentru că e în conducerea Partidului Social Democrat, dar nu este neapărat prietenul conducătorului Partidului Social Democrat. Vezi tu, poate domnul Ciolacu dorește să își siguranțeze, cum se zice în ultima vreme, da, funcția și nu vrea surpriză la congresul de peste câteva luni, de la finalul acestui an, când domnul Dâncu ar putea pretinde... prezenta o surpriză neplăcută. Înțelegi? Da. Așa că dacă îl scoți acolo din guvern, da, îl cam tragi pe linie moartă. Ceilalți doi sunt, cum să spun eu, sunt de umplutură în discuția asta. Adică era nevoie de cineva de la UDMR. Bă, domnule, nu e vorba de schimbarea lui Vasile Dâncu. E vorba de o remaniere. Schimbăm și de la noi, schimbăm și de la ei. Schimbăm pe Vasile Dâncu, îl schimbăm de la UDMR pe... Și a început așa, se gândează. Poți să-l schimb pe Chelemen Hunor, nu?
Nu poți să-l schimbi nici pe Tanțoș Barna. Nu poți să-l schimbi nici pe omul care împarte banii în teritoriu, adică pe Ceche Otilo. Pe cine poți să schimbi de la UDMR? Îl schimbi pe ministrul sportului, care nici măcar nu e atât de UDMRist, e de enie maghiară, l-a racolat UDMR-ul să-l facă ministru. Bun, acum sigur că poți să pui și în angrenajul următoarelor informații în legătură cu domnul Vasile Dâncu. Domnul Vasile Dâncu este protagonistul declarației de săptămâna trecută, conform căreia UDMR-ul se trage de la Budapesta și știm cu toții că este un partid manevrat de Budapesta. E ceva ce a declarat domnul Vasile Dâncu. Săptămâna următoare este pe lista de remanieri. Sigur că poți să pui și în angrenajul ăsta această informație a intenției de a schimba pe domnul Vasile Dâncu de la guvern, de acolo, din guvern. Nu știu dacă UDMR-ul e în momentul ăsta chiar în poziția de a emite pretenții cu privire la remanierea. Nu m-am gândit la UDMR. M-am gândit așa, ca idee. Cine? Victor Orban? Cine să-l schimbe? Păi nu, dar probabil că PSD-ul are niște planuri totuși cu UDMR-ul în sine. Da. Are niște planuri și atunci această informație livrată de un lider al Partidului Social Democrat pune acele planuri într-o situație în care poți să te gândești că sunt ceva ce tu faci să funcționeze împotriva României. Adică tu practic vii cu un partid pe care îl asumi tu PSD prin liderul tău Vasile Dâncu ca fiind un partid controlat de Budapesta și continui cu el. Adică poți să zici, doamne, n-am știut. Dar tu continui cu el după ce ai declarat chestia asta. PSD-ul a fost așa, încă din perioada Victor Pop, poate și înainte, nu mi-amintesc eu exact, un partid așa mai degrabă naționalist când îi venea. Da. Adică mai țin minte cum candidau doamnele de la PSD în IE toate pentru Parlamentul European, mai țin minte motivele alea tradiționale de pe materialele de propagandă ale lui Victor Ponta, roșia ultra-românească a lui Dragnea, partidul român, sigur. Partid făcut aici, în mandatul domnului Ciolacu și pe fondul conflictului cu UDMR s-a cam diluat dimensiunea asta neaoșă a Partidului Social Democrat și s-au prezentat așa ca un partid european care contextual realizează declarațiile neonaziste ale lui Victor Orban, câte și mai câte. Da. Domnul Dâncu, un domn care presupun că își dorește la un moment dat să ajungă totuși președintele partidului, a luat-o pe contrasens. De ce? Pentru că știe că publicul PSD vrea să audă și niște critici la adresa acestor udemeriși, că altfel doar nu le putem spune. Nu doar că a zis chestia asta, dar nu le-a zis în mod critic. Atenție, e ceva ce noi constatăm ca fiind critic. El a zis cumva o chestie ca și când nu e foarte importantă, adică nu a zis-o ca o critică. Nu știu dacă nu a zis-o. Păi nu a zis-o, sau știm cu toții ce e cu UDMR, dar nu ne apucăm acum să-i schimbăm, să-ți creăm tensiune. Deci nu e o chestie minimă, nu e mare lucru că e controlată la Budapesta. Faptul că a spus că e inventată și controlată de la Budapesta e mare lucru și așa i-a răcorit pe mulți care stăteau așa cu afirmația asta pe limbă și nu era nimeni la televizor. Să o spună, domne, în clar. Da, dacă era o chestie gravă, nu era o chestie cu care tu continui. Era o chestie pe care tu o spui și o pui ca o piatră de temelie, bă, nu se poate așa ceva. Domnul, e controlat de la Budapesta. Domnul Dâncu e considerat un mare strateg, da? Mare strateg, cunoaște politica pașilor mărus, că n-a învățat-o de la UDMR. Da. Deci, ai lansat această teză, ia trece mai departe, data viitoare poate ești un pic scârbit, data viitoare spui cu toată bunăvoința, dar acești oameni nu lucrează în interesul României și câte și mai câte. Părerea mea e că domnul Vasile Dâncu trebuie oarecum exclus din zona asta de vizibilitate și guvernamentală, ca domnul Ciolacu să stea liniștit la alegerile de la Congres. Acum, domnul Popescu, sunt mulți miniștri în guvernul României care ar putea fi remaniați ieri și după care n-ar plânge absolut nimeni. Nu-ți dau câteva nume. Îți dă domnul Cadariu în viața ta? Un domn emoționant, știu. Extraordinar, cred că se poate plimba și dezbrăca pe stradă, nu dă nimeni seama că e ministru. Nu atrage atenția. El mai apare caracter din când în când în viețile noastre, care, domnul Cadariu, cu declarații năstrușnice, mai face cât o declarație amuzantă. Zice, haide, domnule, că până la urmă ce mi-e România, ce mi-e Grecia. Adică face niște declarații de genul ăsta, da. Nu își amintește nimeni care e prenumele lui și nimeni n-ar putea să-i facă portretul robot așa dintr-o descriere. Deci nu prea există. E un om care n-a performat. E un dezastru turismul în mandatul lui, nu știu dacă din cauza lui, și a avut și niște momente triste cu, dacă mai țin minte, tot felul de evenimente de promovare în străinătate care s-au terminat prost. După domnul Cadariu îl puteai trece pe listă, dar nu știe nimeni cine e. Îl puteai trece pe listă pe domnul Predoiu. Domnul Predoiu, domnul Buzăianu. Domnul Predoiu e un eșec perpetu. Dar noi de ce vorbim de domnul Virgil Popescu ca fiind remaniabil? Pentru că domnul Virgil Popescu alimentează multe, polițe de plătit. Asta e clar că alimentează. Adică publicul AUR ar vrea să îl vadă remaniat. E într-adevăr Virgil Popescu remaniabil, adică e ceva ce a decis PNL-ul? La urmă nu știu dacă e o decizie a PNL-ului, pentru că e o chestie care circulă așa, ca la nivel de zvonistică. Eu nu știu sigur. Doar domnul Dâncu e vizat în momentul de față. Eu spuneam acum de ce cred că îi găsim pe listă și pe ceilalți membri ai guvernului. Da.
cam toată lumea îi vrea capul lui Virgil Popescu, pentru că în perioada asta a crizei energiei s-a comunicat că avem un vinovat. Cine? Ministru. Atât. Deci a trecut în criză fără niciun fel de problemă șeful ANR, fără să cadă. Dom'le, cât sprijin politic să aibă. George Simion și-a transformat cariera într-o formă de hărțuire la adresa lui Virgil Popescu. Deci pe toată PSD-ul îl atacă pe Virgil Popescu ca să-și apere PSD-iștii de la finanțe, de la ANR. O să explicăm contextul. Deci îi convine fiecărui partid să vorbească despre remaniabilul Popescu. Eu nu știu acum pe cine ar avea ei specialist în energie, având în vedere că ușor, ușor, știu că nu se simte la nivelul pielii, dar pe parcurs vei simți și cum se răcorește vremea. Și eu nu știu pe cine au partidele pregătit să preia ministerul. Că dacă ar fi avut pe cineva grozav, presupun că l-am fi schimbat de mult pe Virgil Popescu, nu? Stai și te gândești că Virgil Popescu mai duce câteva înjurături. Pare genul de individ care poate să meargă în continuare cu hărmălaia asta în spatele lui. Are așa o stare de indiferență. Nu știu dacă l-ați remarcat așa în spațiu public. Niciodată nu, oricât, în orice context l-ai pune, și a fost în context extrem de contundente în legătură cu această situație a energiei, și de fiecare dată avea aceeași față, adică nu s-a enervat, era cumva constant. Pare genul de individ care duce orice hărmălaie în spatele său și pare genul de individ de care trebuie să te mai bucuri în continuare, pentru că urmează o iarnă foarte grea și ai nevoie de un individ ca Virgil Popescu să-ți ducă în continuare jurăturile astea pe care le poartă asupra. Eu nu sunt convins că au pe cineva mai pregătit. Și spun acum, nu știu, pregătire la nivel academic. Știu că e un mandat pe care îl are de ceva timp. Da. Dar, Radu, când i-a sărit un lider al opoziției, George Simion, să-l bată la tribuna Parlamentului, când îl atacau colegii de coaliție, tu, PNL, te-ai fi gândit, domnule, să-l schimbăm și să aducem un meseriaș. Eu nu cred că au unul mai meseriaș în momentul de față pregătit pentru Ministerul Energiei și nici nu cred că dacă ar fi unul meseriaș pregătit pentru Ministerul Energiei și-ar asuma această funcție. Păi cred că e cel mai puțin dorit portofoliu din Guvernul României. Toată lumea are senzația că dacă ai probleme la pompă, e vina ministrului. Toată lumea are senzația că dacă o să ai probleme cu încălzirea, e vina ministrului. Partenerii nu te susțin, dușmanii te arată pe tine cu degetul. E un minister acum foarte singuratic. S-a intrat și într-o stare de încurcătură cu acest minister, pentru că trebuie să plătiți totuși, trebuie plătite acele compensații pe care noi le-am promis. Am zis, domne, noi ca guvern am zis, domne, ne asumăm noi, era domnul Ciolacu, hai de zi, că am rezolvat-o, ne asumăm noi. Păi da, cum să lăsăm, nu putem să lăsăm românii în situația care se... Și au venit și au promis furnizorilor niște compensații. Acele compensații, sigur că costă foarte mult, sunt bani foarte mulți. Și acum nu mai au bani de compensațiile alea. Și vine Virgil Popescu și zice, lui ăsta de la finanțe, zice lui Căciu, domne, am nevoie de banii de la compensații. Și ăsta, domne, vă dăm, dar nu vă dăm cât trebuie. Păi de ce ai mai promis, bă? Dacă nu poți să faci această, să duci până la capăt această promisiune, de ce ai mai promis-o? Ca să poată să vină domnul Ciolacu să se aventureze în toate dialogurile astea prin care se plimbă el de ceva timp încoace, să vină să promită, să spună românilor, am rezolvat. Și asta cu întoarcerea la piața, domnule, piața acum este reglementată, că soluția lor este următoarea. Deci, domnule, ne-am propus să terminăm cu liberalizarea asta pe piața energiei, să mergem la piața reglementată. E reglementată în momentul de față, deci nu e ceva la care ne întoarcem, e ceva în care continuăm, nu ne întoarcem. Care plata asta greșită pentru compensații, să știi că e situația extrem de alunecoasă. Da. Pentru că sumele solicitate de Ministerul Energiei către Ministerul de Finanțe, de la Ministerul de Finanțe mai bine spus, sunt sumele estimate ca fiind necesare de ANR. ANR a făcut o estimare și energia face plăți în diferite tranșe de câteva luni în baza bugetului propriu și a ce suplimentează Ministerul de Finanțe. Pe prima tranșă, aia din iarnă, domnul Buzăianu, estimările au fost mai triste decât realitatea, în sensul în care am estimat că vom avea mai mult de plătit și am plătit mai puțin, noi, Guvernul României. Acum iarăși au mai fost niște sume. Ministerul Energiei a solicitat, că am văzut și postarea profesorului Glăvan, da. Ministerul Energiei a solicitat 33 de miliarde de lei, o sumă, dacă nu mă înșel, așa, pentru întreg planul de compensare. Ministerul de Finanțe a spus, doamne, vă dau 2,1 miliarde de lei. Aici nu chiar 30 ceva câte aș, vă 2,1. Diferența e foarte mare, însă, atenție, e foarte posibil ca estimarea ANR să nu fie una credibilă. Dovadă că, până acum, ANR a estimat mai mult decât a fost de fapt de plată. Problema e următoarea. Ministerul de Finanțe condus de un PSD-ist nu reușește să comunice coerent cu ANR-ul condus tot de un PSD-ist. Doi PSD-iști în momentul de față flanchează un liberal care cere cât i-a zis PSD-istul
de la alt PSD-ist. Doar că încurcătura e faptul că tu te gândești că ei nu sunt sincronizați. Ori eu cred că ei sunt sincronizați, adică nu e ca și cum reușesc să le pună la... Păi, care e explicația? Deci fie ANRE a greșit calculele, da. Fie Ministerul de Finanțe e inconștient. Fie vor să-l scoată pe omul ăsta de la mijlocul lor, să scoată țapii spășitori în această stare de nereușită? Încă vor să scoată țapii spășitori. Sunt convins că și Ministerul Energiei are responsabilitatea asta, că nu poartă doar numele. Da, în speța asta lucrurile sunt foarte clare. ANRE-ul a înaintat o sumă, Ministerul Energiei a cerut suma de la Ministerul de Finanțe. Da. Nu sunt calculele Ministerului Energiei, sunt calculele ANRE. Acum vine Ministerul de Finanțe și spune nu. Păi nu vă dau atât. Ministerul Energiei este doar un intermediar în contextul ăsta, dar hai să citim postarea asta. E clar un intermediar. Hai să vedem postarea profesorului Glăvan, care acuză Ministerul de Finanțe că are o strategie foarte interesantă pentru ca România să arate bine pe hârtie. Și de asta face aceste inginerii financiare, ca atunci când vine în fața națiunii cu un raport de activitate, Ministrul de Finanțe să ne poată minți, spunând totuși cifrele corecte. Situația este următoarea, zice domnul profesor Glăvan, Ministerul Energiei cere 31 de miliarde pentru a-și plăti datoriile către furnizorii din sectorul energetic, dar Ministerul de Finanțe e de acord să-i ofere doar 2,4 miliarde de lei. Ca să avem un termen de comparație, diferența reprezintă peste 2% din PIB. Guvernanții tratează bugetul public ca pe pușculița lor personală, e ridicol. Care este ideea? Să se amâne plățile, să se acumuleze arierate, să iasă din deficitul bugetar doar pe hârtie plăți concrete, în timp ce în realitate, zice domnul profesor Glăvan, este mult mai mare. Deci, practic, se încearcă această șmecherie ca explicație la această dilemă pe care o aveai, Răzvan, sau, mă rog, această întrebare pe care ai lansat-o, se încearcă această mică șmecherie și ar putea asta să fie explicația pentru care nu se pun în acord cele două entități, ANRE și Ministerul de Finanțe. Există și această posibilitate, domnul Buzeanu, într-adevăr, să fie doar o inginerie financiară a Ministerului de Finanțe. Dar e posibil să fie o inginerie financiară a Ministerului de Finanțe pe fondul unei estimări greșite a ANRE-ului. Da. Eu nu pot să pornesc de la prezumția de bună credință, competență și toate cele în cazul ANRE-ului. Că ați văzut cine conduce ANRE-ul? Cu omul ăla în fruntea ANRE, cu omul ăla bine de tot înfipt în ANRE, cu sprijin politic dincolo de absolut orice limită a bunului simț, eu nu mai cred în ANRE. Am văzut cum s-a comportat ANRE când era nevoie de ANRE. O instituție absolut decredibilizată. Adică total decredibilizată. O instituție care, de fapt, o înțeleg că pe parte tehnică e condusă de un vicepreședinte de la UDMR, Noghi. Dar stai un pic, că nu pe parte tehnică, pentru că îl vezi tot timpul angrenat în discuții la televizor. Motivul pentru care îți apare omul ăla mai degrabă tot timpul vicepreședintele și nu președintele e pentru că ăla cât de cât se pricepe sau, mă rog, se pricepe să răspundă, Doamne iartă-mă, la întrebări. În altul chiriță, vă dați seama, omul este nevorbitor. Deci este o apariție de asta care se mută de acolo până acolo. Era și o carte, din lumea celor ce nu cuvântă. Ce nu cuvântă, da. Domnul Buzeanu, avem, apropo, un caz în care domnul Ciucă nu știe pe cine să mai remanieze, cum să mai remanieze. Avem și noi aceste propuneri, aceste modeste propuneri pe care le formulăm. Domnul Căciu, din motivele enunțate în urmă cu câteva minute și în urmă cu câteva luni în continuu. Deci domnul Căciu, de ce? Pentru că există, de-aia trebuie remaniat. În centru, domnul Spătaru, eșecul absolut al ideii de economie, eșecul absolut al postărilor pe Facebook, oameni buni. Deci de la greșit steaguri, la greșit nume, la greșit companii, la greșit numiri în funcție, eu nu găsesc nimic funcțional în subordinea ministrului economiei. Apropo, știi când prezentam schema aia de relații, interese, cunoștințe, prietenii, foști colaboratori aduși de dânsul în minister și puși în funcție? Da. Au început să-și dea demisia pe capete, domnul Buzeanu. Dar ce, până la urmă, e un gest normal? Păi nu știu dacă e un gest normal sau e un gest de frică. Că veni cu fostul lui șef, de când era el la Damen, cu domnul Beleuzu, l-a pus și președinte la Romaero, l-a pus, sau director general, l-a pus și consilier. Și-a dat demisia. De ce? Rămâne de văzut de ce. E o prezență absolut suspectă în continuare, domnul ministru al economiei, și tot suspect... Au început să-i aresteze oameni din subordine, de la ieșiri și din alte părți, deși era alertat de presă. Așa. Și bineînțeles, domnul Budăi. Și tot suspect mi se pare și faptul că în această remaniere, dacă se vorbește despre remaniere și despre domnul Ciucă, se vorbește acum ca și când domnul Ciucă există. Domnule, face ordine, face cutare. Bă, nu l-ai în vedere pe băiatul ăsta. Nu l-ai în vedere pe omul ăsta. E suspect mai când te uzări. Pare ceva dubios. Și nici dacă nu cunoști, nu poți să-l înconjori cu nicio faptă pe care o are, doar că îl vezi așa, ți se pare ceva suspect. Te gândești, bă, e ceva neregulă cu el. Deci nu se poate asta să fie ministru economiei într-o situație... A ales cu culoarea vopsită, culoarea de vopsit greșită. Nu se poate asta să fie ministru economiei într-o situație prin care se trece acum, cum este cea da, de criză ministru globală. Ministrul muncii se poate să fie acolo? Ia spuneți, domnul Buzeanu, mărțișorul Budăi ar putea fi? Nu se... Vestitorul primăverii. Nu cadrează cu costumul, domnule, pare... Da, aici...
În extrema? Și aici vă dați seama. Ia spune. Aici, ce a pățit domnul Grigorean? Deci o stație tensionată la guvernul acesta, dacă stai să te uzi la specialiști. Mai bine ar fi să facem lista miniștrilor neremaniabili, domnul Buzeanu, ar fi mult mai scurtă. Sunt specialiștii pe care vi-a livrat domnul Ciolacu, așa a venit el, s-a gândit, domnule, aveți probleme, cam asta este atmosfera în care a descins la guvernul României domnul Ciolacu, a zis, domnule, aveți probleme, înțeleg că sunt probleme mari, venim cu specialiști, ăștia sunt specialiști. Și acum, problema e următoare, că apare liderul PNL Iași. Apare, cum eram astăzi, în ziua de astăzi, apare domnul lider al PNL Iași, domnul Alexandru Muraru, bagă capul în această fotografie și spune niște lucruri absolut emoționante. Zice, domnule, e ceva inconștient, domnule, să-l schimbăm pe domnul Ciucă, având în vedere conflictul de la graniță. Deci, practic, vine și blochează, încearcă să blocheze rotativa de premieri. Urmează domnul Ciolacu să preia conducerea în câteva luni și el vrea să blocheze rotativa cu argumentul: păi avem conflict la graniță. Îți dai seama, omul ăsta totuși sub ce capacități intelectuale se desfășoară. Dacă el vine cu acest argument în defavoarea blocării acestei rotative, câtă vreme această rotativă a fost stabilită cu conflictul la graniță. Deci nu era ca și cum nu era un conflict la graniță, numai ne-am trezit cu un conflict la graniță. Și... nu, rotativa a fost stabilită cu conflictul la graniță. Deci știam de conflictul ăsta. Nu e ceva ce a intervenit pe parcurs. Și vine domnul Alexandru Muraru și zice, domnule, trebuie blo-. Eu nu spun că e bine că vine premier domnul Ciolacu, vă dați seama, păcatele mele. Doar că argumentația domnului Alexandru Muraru pledează mai degrabă pentru un om și sigur nu e dintre cei mai deștepți oameni pe care i-am auzit, hai să formulăm la așa, la ce în ultimul în spațiu, domnul Muraru. De ce îl jignești pe domnul Muraru? Nu vreau să-l jignesc, vreau să-l apreciez, să spun că nu e dintre cei mai deștepți, ținând cont de faptul că, uite, de exemplu, termenul deștept, având în vedere zona de energie, a devenit depreciativ, băieții deștepți din energie. Pare o chestie depreciativă. Și tu spui că el nu face parte, nu face dintre, parte dintre băieții deștepți din PNL. Da. Domnul Buzeanu, dar ce e, domnule, neregulă la propunerea domnului Muraru? A venit domnul Muraru și a spus să nu se mai schimbe, să rămână doar premierul meu. Dar argumentul ce este în regulă. Argumentul. Asta de ce, domnule? Nu avem nevoie de stabilitate? Stabilitate. Păi, dar adică e în regulă să folosim argumentul stabilității atunci când nu întrebăm pe Udemeriș dacă îl susțin în continuare pe rasistul Victor Orban, premierul Ungariei, care face declarații neonaziste în România. Deci argumentul stabilității e acolo extrem de important. De ce nu e și acum? Dar uite argumentul, zice, e ceva mai spectaculos decât a ta, mai adăugat încă ceva în salata asta a minții sale. Zice, a schimba un premier cu un an înainte de alegeri în plin conflict la marginea granițelor României, nu cred că ar fi un semnal bun. Deci cu un an înainte de alegeri. Ce legătură au alegerile? Cu un an înainte de alegeri. Ce legătură? Am înțeles asta cu conflictul, e o argumentație în care se stă, din care nu se poate ieși. Deci este la modul că n-ai ce să reproșezi domnului Ciucă, de exemplu, n-ai cum să-i reproșezi plagiatul, pentru că suntem în preajma unui conflict. N-ai cum să-i reproșezi. Domnul. N-ai cum să-i reproșezi nici rotativa. N-ai cum să faci nimic, pentru că suntem în preajma unui conflict. Hai să vedem totuși reacțiile la această idee să zic și ceva a domnului Muraru. Da. Și după aia putem să comentăm. Stai o secundă. Domnul Muraru, domnul Buzeanu, nu cred că e pe nedrept înfierat cu mânie proletară în cazul tău. Eu, uite-te, foarte cald tratez acest aspect, pentru că n-are absolut niciun fel de vină, domnule. Te cerți pe domnul Muraru că a făcut această declarație. Dar te cerți cu roata de la mașină când face pană? E independent de voința domnului Muraru. Domnul Muraru, că uite-te, mi se și împleticește limba când vorbesc de președintele României, nu e neapărat un om politic. Este o guriță de tun. Cei doi frați Muraru, ca mulți alți oameni din politică, dar acum vorbim despre domniile lor. Nu știu în ce măsură au idei, au puncte de... Nu știu, că nu i-am cunoscut personal. Doar m-am urmărit cum au fost puși în diferite funcții. Spuneți că e o acuzație că ar avea niște puncte de vedere ale lor. Nu înțeles, eu cred că e nedrept să te superi pe omul ăsta care pur și simplu... Nu înțeleg, a scris pe Digi24, unde? A scris acolo un articol pe Digi24, a scris pe Facebook, a dat un comunicat. Pe Facebook? Unde a scris el? Pe Digi24 sau la... Trebuie văzut unde a avut el o reacție. Probabil pe Digi24, că acolo apare și comunicatele de presă ale SRI-ului înainte să apară pe site-ul SRI-ului. Știai asta? Domnul Zanfir. Eu ocup așa, fără nicio legătură. Absolut întâmplător, așa normal. Se nimerește. Așa s-a pomenit. Da. Deci domnul Muraru, dacă domnului Muraru i s-a spus, ia vezi ce reacții stârnești când îți vei spune punctul de vedere. Și sigur că da, a plecat omul, s-a întors după 2 minute. Vezi că o să vorbească despre tine. Care e punctul meu de vedere? Că am uitat să vă întreb. E punctul tău de vedere că nu se mai schimbă premierul. Normal că nu se schimbă premierul. Și uitasem că asta cred. S-a dus acasă, a scris, a fi publicat pe Digi24 sau pe Facebook-ul lui, așa, punctul lui de vedere. Acum ne certăm cu el? Domnul Zafir, problema e următoarea.
Problema este că... A primit omul un punct de vedere, l-a îmbrățișat, merge mai departe. Punctului său de vedere a venit punctul de vedere al Partidului Național Liberal, care e distinct de punctul de vedere. Ce treabă asta are domnul Muraru cu Partidul Național Liberal? Și asta e adevărat. Domnul Muraru este trompețica, dar ăsta e un lucru bun, domnul Buzeanu, în sensul în care e vestitorul, domne. Este announcerul prezidențial. Când Klaus Iohannis are o idee, dar nu e convins că e o idee bună, poate fi o idee proastă, dar totuși ar vrea să o spună, o scrie domnul Muraru pe Digi24, pe Facebook-ul său personal. Sunt doi frați Muraru. Pe unul l-a iubit atât de mult Klaus Iohannis că l-a făcut ambasador la Washington, deși omul are experiență diplomatică. L-a trimis în cel mai important post diplomatic pe care îl ai tu la îndemână ca stat român. L-ai trimis acolo, deși nu știe. Așa s-a găsit. Acolo și-a închiriat cea mai extravagantă reședință de diplomat pe care a găsit-o. Asta a găsit-o, domnul Zahar. Pe strada reședințelor extravagante. Varianta cealaltă era să închirieze casa albă și a zis, domnule, înțeleg că e ocupat. Varianta cealaltă era să cumpere casa albă. Să cumpere casa albă, așa. Pe celălalt care a rămas aici a spus, nu-i nimic. Nu te supăra că frățiorul tău este cel mai important diplomat al momentului, având în vedere misiunea pe care o are. Și tu aici vei avea un rost. Da. Că mie mai vin idei proaste. Și cineva trebuie să și le asume ideile mele proaste. Pă cine vrei să pun? Uite, cu cât nu mă mai înțeleg, Ciucă nu le reține, le reformulează, nu poate că-s cuvinte multe. Pă cine să pui, domnul Buzeanu? Pă Bode, hai să fii serios. Deci au încercat. Băiatul ăsta e cult, are studii superioare, master, doctorat, are multe vorbe în grai. Poate să scrie o pagină și jumătate pe Digi24 pe site cu ideea proastă a domnului președinte Klaus Iohannis. Digi24 și păi dacă acolo scrie. Acum, dacă scria pe B1 Puro, aș fi spus B1 Puro, dar el nu scrie, el scrie pe Digi24, politician scrie, care publică pe site-ul unei televiziuni de știri. Omul s-a consacrat la Bună România, nu știa nimeni de el până n-am început noi să vorbim și o să-l consacrăm în continuare, o să fim fideli acestui demers. Hai să vedem care sunt reacțiile, pentru că se pune problema opririi rotativei ăstea la domnul Ciucă, să rămână domnul Ciucă pentru că e conflictul ăsta la graniță și pentru că mai e un an până la alegeri. Deci toate, repet, și conflictul la graniță și un an până la alegeri erau stabilite chiar în timp ce era stabilită această rotativă. Pentru prima dată de la formarea coaliției, liberalii au dat de înțeles că ar putea să-și încalce promisiunea făcută social-democraților și anume cea privind rotația premierilor. Semnalul a fost dat de liderul PNL Iași, Alexandru Muraru. Acesta a spus că nu ar fi bine ca Marcel Ciolacu să îl înlocuiască pe Nicolae Ciucă în 2023, dat fiind contextul politic actual. România nu a avut niciodată un scenariu din acesta al unei retrageri negociate din postul de premier. Într-adevăr, problema schimbării premierului în mai iunie anul viitor apare în protocolul coaliției, însă personal cred că trebuie să vedem cum va arăta situația geopolitică la momentul acela, pentru că a schimba un premier cu un an înainte de alegeri în plin conflict la marginea granițelor României, nu cred că ar fi un semnal bun. Și Marcel Ciolacu a spus la un moment dat, înainte ca premierul Nicolae Ciucă să fie și președinte PNL, că dacă lucrurile merg bine în coaliție și la guvernare, nu este sigur că va mai fi realizată rotativa. Liderul liberalilor ieșeni susține că socialdemocrații se pot mulțumi cu ministerele cheie primite în actualul cabinet. Este vorba despre finanțe și transporturi, dar și despre secretariatul general al guvernului. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroie, îl contrazice pe Alexandru Muraru și spune că nu se pune problema ca înțelegerea stabilită pe finalul anului trecut să nu fie respectată. A fost o declarație individuală a domnului Muraru. În partid nu există o altă ipoteză decât implementarea rotativei anul viitor, conform protocolului în vigoare. PNL își va respecta obligațiile și angajamentul luat în momentul construcției acestea a coaliției de guvernare și, bineînțeles, vom respecta protocolul și acea rotativă guvernamentală cuprinsă acolo. Vorbim de funcție de premier și câteva funcții de miniștri. Chiar și așa, pesediștilor nu le-au picat bine declarațiile lui Muraru. Purtătorul de cuvânt al PSD a avut un mesaj dur pentru acesta. La Iași, președintele PNL, Alexandru Muraru, este într-o situație grea. Cazurile penalilor Chirică și Alexe îi dau mari bătăi de cap. Greu să explice ieșenilor că partidul pe care îl reprezintă nu este nici Chirică și nici Alexe, că doar sunt pe funcții alese sub sigla PNL. În încercarea de a scăpa din încercuire, domnul Muraru creează fumigene la București. Brusc îl preocupă soarta guvernării începând cu primăvara anului viitor. În urmă cu câteva luni, Marcel Ciolacu se declară convins că va fi premier din 2023. Se mai întâmplă rotația premierilor? Categoric. Când? Mai ales în contextul actual. În mai anul viitor. Domnul Ciucă devenind președintele
Partidului Național Liberal, automat de aici o să vină și această rotație cu certitudine, cu un prim-ministru din partea PSD-ului. Deci așa este protocolul și suntem oameni de onoare. Important e ca și până atunci să fim cât se poate de eficienți și de credibili. Da, e evident că PSD-ul a venit cu o susținere de speranță și se vede că este și o coerență guvernamentală de când Partidul Social-Democrat a venit la guvernare. Suntem oameni de onoare, domnule, suntem oameni de onoare, zice domnul Ciolacu. Uitându-te la domnul Ciolacu, domnule, îți vine în minte termenul de onoare sau mai degrabă de oroare sau de orice altceva? Pentru că și lui îi venea termenul de oroare, dar ce aminte la începutul existenței sale în funcția de președinte al partidului, era destul de, cum să zic, emoționat când se discuta despre el ca premier, ca președinte, ca ceva. Era ceva, hai mă, punem pe cineva ca lumea, ca George Simion. Nu se propune George Simion premier român, hai lumea, că îi se pare și lui cumva. Se propune Călin Georgescu. Vine și el cu cineva, are om. E, domnul Ciolacu ușor, ușor s-a împrietenit cu ideea că ar putea să fie chiar și el premierul României. Păi, adevărul e că a fost domnul Ciucă. Da. După domnul Ciucă, oricine poate fi premierul României. Domnul chiar și domnul George Simion poate fi premierul României. Nu e nici s-a dezincriminat funcția de premier al României încă de la doamna Viorica Dăncilă. Pare că nu, domnul Buzean, nu. Privire retrospectivă, am făcut o nedreptate istorică. Da. Domnul Ciucă trebuie să muncească foarte mult să ajungă la nivelul doamnei Viorica Dăncilă. Adică doamna Viorica Dăncilă, sigur că da, avea niște sincope în comunicarea orală. Domnul Ciucă nu are comunicare orală. Domnul Ciucă și-ar dori să aibă ocazia să facă niște greșeli. Că pentru a face niște greșeli trebuie să existe o dinamică a vorbirii. Ori el nu are această dinamică a vorbirii. Da, nu s-a identificat el dinamica vorbirii. Mormăie niște cuvinte rudimentare. Da. Cum să spun eu, bagajul lexical ce ne-a rămas încă de pe vremea dacilor este arhi-suficient domnului Ciucă pentru un întreg discurs politic. El n-are nevoie de mai mult de 4-5 cuvinte. Știi pe cum? Care nu sunt conștiune pronunță cu încredere, domnul Cuzeanu. Nu e un om de cuvinte. Omul este de fapt, el e de făcut. Păi lui dai să facă, nu să vorbească. Absolut nimic nu a făcut. În armată se rezolvă treaba cu 2-3 cuvinte. Nu trebuie să stai în multe fraze. Eu sunt convins că a avut întotdeauna un locțitor al comandantului care i-a suplinit absența chiar și în cazul prezenței fizice. Că el și dacă e acolo e absent. Nu există domnul Ciucă. Nu există. N-am văzut ceva mai gonflat de la ultimul balon de săpun. Acuzații grave cu care dați-mi voie să mă, de care vreau să mă dezic. Nu se poate așa ceva, domnule Zanfi. Nu se poate, nu să spuneți că nu e stare să zică 2-3 cuvinte. N-am zis asta. Dar ce a zis? Păi am spus mult mai multe cuvinte, că nu e în stare să zică nici măcar un cuvânt. Ah, nici un cuvânt. Deci nu știu dacă ții minte, la un moment dat, îți amintești serialul Game of Thrones? Domnul Zanfi, dar cum am putea să-l uităm? Era un personaj acolo care nu spunea decât Hodor. Da. Și așa se și numea. I-a rămas numele. Hodor. Da. Atât, indiferent. Bună ziua, era Hodor, la revedere tot Hodor. Ciucă. Atât și nimic mai mult. În afară de a spune numele, chiar dacă sigur vei mai auzi acolo un pe, un care, un sigur, un siguranțat. Nu, cuvintele alea n-au un fundament, adică el nu transmite un mesaj. Și ce e cu adevărat grav, nu e lipsa sa de calitate politică. Da. Nu e un politic, abia și-a dat uniforma jos și deja a parcurs toate ministru, premier, președinte de partid. Unii glumesc că ar fi viitorul candidat la președinție. Nu asta e problema, că nu știe politică. Problema e că nici nu are onoare. Pentru că domnul Ciucă, dacă ar fi fost un om de onoare, în primul rând n-ar fi putut să accepte niciuna dintre aceste funcții, pentru că s-a jurat, domnule, într-un interviu la Radio România Actual, că nu va face politic. Aia e, am trecut peste jurământ. Problema următoare. L-a umilit un partener. Că îl umilește PSD-ul constant și așa, asta e la nivel de finețe. Dom'le, l-a umilit UDMR-ul. Și stă cu rușinea asta și a făcut pactul cu simpatizanții rasistului Orban și susține pe simpatizanții rasistului Orban și râde de noi și de el o planetă întreagă, partea aia, emisfera civilizată a planetei, aia democratică, și el stă și tace din gură ca un ciucalău. Personajul din Game of Thrones la care am făcut referire un pic mai devreme, Hodor, vine numele Hodor de la faptul că el încercând să spună hold the door, adică ține ușa, îi zicea Hodor că așa ieșea. Și mi se pare că așa e și domnul Ciucă din perspectiva asta, hold the door, adică să ține ușa, el ar vrea să plece din funcția asta, dar este reținut acolo de niște șantajat, forțe oculte. Domnul e șantajat. Domnul Zafi, n-am altă explicație logică. Domnule, de ce? Cum e ținut acolo? Că ți-am spus, am avut... El abia așteaptă ca să încheiem
subiectul. Da, să el abia așteaptă rotativa. Se uită la rotativa aia, uite așa se rotește zilnic în jurul ideii de rotativă, abia așteaptă să ajungă acolo. Ăsta este punctul pe care el, pe care el contează. Acum, și ce să facă după Radu? Această declarație a domnului Muraru, vă dați seama că vine probabil, așa cum am explicat mai devreme, pe filiera domnului Iohannis, care domnul Muraru pare așa... Deci ești de acord cu mine că e de fapt Iohannis. Mergem în sensul ăsta, da? Bun, și pare că e ceva, domnul Iohannis continuă să-i facă, să-l pune într-o situație jenantă pe domnul Ciucă, spunându-i, bă, e posibil să nu scap de funcție nici la anul. Deci e posibil să rămâi în funcția aia și la anul. Uite, nu putem, că e un conflict la graniță. Cum acum schimbăm premierii? Dai seama cum a ascultat dimineață această veste domnul Ciucă, pentru că până la urmă domnul Ciucă nu știu dacă era acordat permanent la informații directe de la domnul Iohannis. Nu știu dacă era. Și a auzit ce crede domnul Iohannis prin vocea domnului Muraru și s-a îngrozit. Se gândea, să vezi că mă blochează oamenii ăștia în guvern, să vezi că nu mai pot să ies de aici nici la anul. Este într-o stare de teroare care se vede pe fața lui. Deci, când apare domnul Ciucă, uitați, dați-l în cadrul mai ăsta de aici, și aici lângă Ciolacu, pare un om aflat într-o stare de teroare. Pare un om terorizat de ideea de premierat. Uite, păi și ce să facă Radu? Să revenim la întrebare. O să se ducă. Ce se întâmplă după ce nu mai e premier? Nu te ține PNL-ul președinte de pomană. Are pensia aia specială. Lasă asta, nu, ce va face, nu din ce va trăi. General al armatei, din ce, a ce va face? Ce va face, Radu? Ce o să fac? Orice altceva în afară de ce face acum, va fi simplu senator? Va sta lângă domnul Câțu în bancă? Așa, deci pare acolo că, domnule, știi, acum s-a mai renunțat la restricțiile COVID, dar în perioada aceea te duceai să completezi un formular, aveai două pahare. Cu pix dezinfectat și cu pix după ce l-ai atins. Da. Și îl scoteai pe la dezinfectat, scriai și îl puneai în bucă. Așa sunt președinții la PNL. Iei un președinte, îl folosești, îl ții premier, îl pui în partea asta-l-altă, trebuie dezinfectat. Ai semnat două, trei acte cu el. Pac, pac. Deci după ce nu mai ești prim-ministrul României, nu mai ești nici președintele partidului, nu mai ești nimic. Uite-te puțin. Ludovic Orban a pierdut funcția de premier, a rămas președinte pentru o scurtă perioadă de timp, acum și-a făcut, are jucăria lui cu prietenii lui, un grup mic de prieteni. Așa. Domnul Câțu n-a mai fost premier, nu mai e președinte, nu mai e nimic. Domnul Ciucă nu vrea chiar aceeași traseu, același traseu revenim, să-l urmeze, presupun. Că altfel s-ar fi dus și ar fi închis telefonul, se ducea la el în Dolj, de unde el dă loc, se încuia în dormitor și aia nu venea să-l scoată cu mascați Iohannis să-l ducă la... Îi place și lui, lasă-mă. Revenim cu celebra emisiune, cu petrecerea aici de la Bună România, după o scurtă pauză de 5 minute. Și cu niște prieteni ai udemeriștilor, că acum nu numai că așteaptă așa indignați niște explicații, ne oferă ei explicații în locul udemeriștilor. Să vedeți unde a ajuns PSD-ul. Pauză și întoarcem Bună România. Codin Maticiuc, la un moment dat, a venit într-o declarație asta apreciativă la adresa lui Marcel Ciolacu, spune, uite, domnule, că am avut și o problemă și a rezolvat-o imediat. Zice, de când am enunțat problema pe Facebook și am luat legătura cu domnul Ciolacu, zice, Codin Maticiuc, zice, m-a sunat în 2-3 minute un domn căruia îi se spunea Freddy. Așa îi zicea Ciolacu, vorbești cu Freddy și părea șoferul. Deci, practic, așa l-a prezentat Codin Maticiuc, de rămâneai cu impresia că e vorba despre șoferul lui Ciolacu, ceea ce e sigur, uitându-te totuși la ce face domnul Alfred Simonis, pare că, într-adevăr, se confirmă. Dar mi pare genul de om care nu poate să fie mai mult decât șoferul cuiva. În primul rând, trebuie să ne bucurăm că măcar lui Codin Maticiuc, pe vremea mea se numea Poponeț, acum mai zic, e altceva, e altă. Măcar lui rezolvă problemele. Domnul Zamfir, a încercat să-i rezolve o problemă și domnului Ciolacu. A intervenit domnul Alfred Simonis în problema scandalului cu UDMR-ul și a venit și el cu o soluție a sa. Vă aduc aminte că soluția pe care au identificat-o oamenii ăștia de la guvern era: este război la graniță, nu avem nevoie de tensiuni la nivel guvernamental. Atâta s-a putut face, o răstau ca pe o poezie non-stop, în care nu se mai putea ieși. Parcă era rotativa de la premier. Era într-o rotativă, pur și simplu, aceste declarații. Și acum apare domnul Alfred Simonis cu o soluție nouă la această problemă. De ce nu putem să renunțăm la UDMR, la guvernare? De ce avem pretenții nefirești de la cei de la UDMR? De ce de ce nu putem renunța? De ce nu avem motive să renunțăm? De ce deci nu până avem acum ni se explica de către PSD și PNL că indiferent ce ar face UDMR-ul, sigur, nu e în regulă ce a făcut, dar indiferent ce ar face, având în vedere contextul de la graniță, războiul, dragi laci, suntem obligați pentru stabilitate macro
economică și regională, să îi păstrăm pe udemeriști, că nu putem fără ei. Acum domnul Freddy Simonis mai face un pas înainte. Și dacă e un pas înainte? E un pas înainte pentru că ne spune... Dom'le, până la urmă, care-i de fapt problema? Zice așa, hai să-l cităm. Hai să-l cităm ca să nu lăsăm urme de îndoială. Zice domnul Alfred Simonis în felul următor. Trebuie să facem totuși o delimitare. Afirmațiile nu au fost făcute de Kelemen Hunor, ci de Victor Orban. Kelemen Hunor nu este șeful lui Victor Orban ca să poată, să-l tragă la răspundere. E adevărat, personal aș fi vrut o poziție publică mai coerentă. Dar n-ai ce să faci. Odeni, în ceea ce privește aceste afirmații ale liderului Abuel. Însă, în același timp, nici nu am văzut o poziție prin care să afirme că le susține. Păi cum n-ai văzut, bă, o poziție dacă omul a venit și a spus că nu i s-a părut nimic rasist, că n-are nimic rasist domnul Victor Orban. Deci asta e o poziție deja. Și faptul că n-a avut nicio reacție este o poziție. Faptul că eu aplaud în timp ce domnul Zamfir, să zicem, că îl înjură pe unul, pare că am o poziție în legătură cu ceea ce spune domnul Zamfir. Deci pare că îl susțin aplaudându-l. Deci e o poziție luată deja. Dar domnul Simonis se află într-o situație extrem de complicată a minții. Deci vă dați seama omul în ce situație a ajuns. Deci el vine și îmi spune că, domnule, Kelemen Hunor nu e șeful lui Victor Orban. Păi nu se pune așa problema, bă, se pune problema invers. Deci exact așa cum ai înțeles tu, doar că invers. Și zice, nu poate să-l tragă deci la răspundere. Păi n-a cerut, bă, nimeni să-l tragă la răspundere. Nu a zis nimeni, trebuie tras la răspundere. A zis să se delimiteze de el. Și tocmai pentru că se speculează că domnul Kelemen Hunor nu este șeful lui Victor Orban, ci domnul Victor Orban, conform declarației domnului Dâncu, este șeful lui Kelemen Hunor, tocmai conform acestor declarații, putem să constatăm că domnul Hunor nu poate să se delimiteze de domnul Orban. Deci nu să-l tragă la răspundere, să se delimiteze de el. Dar nu poți să te delimitezi de șeful tău. Dacă e să luăm de bun ce a zis domnul Dâncu, care este șeful, dacă vrei să vorbim în termenii ăștia, este și șeful, nu? Că până la urmă este... conduce Partidul Social Democrat, este conducerea Partidului Social Democrat, este și șeful domnului Alfred Simonis. Să-l punem puțin în context pe domnul Alfred Simonis, ca să vedeți și dumneavoastră, stimați telespectatori, cine a ajuns liderul grupului deputaților PSD. Că trebuie să spunem, nu-i chiar șoferul. Cetățeanul ăsta de pe imaginea difuzată se numește Alfred Simonis. Freddy Simonis. Dar Freddy așa e, de o dimensiune occidentală, pare că a fost la muncă în străinătate și s-a întors. Știi? Freddy. Și acum e Freddy. Ca Becali. Da. E Giovanni Becali. Da. Nu e mai Ioan Becali. E Giovanni Becali. De ce? Că a fost în Italia. Dar să se ducă în Ionel Becali. Nu. A mers mai departe, mai înțelegi? Sus. Giovanni. Așa și Simonis. Da. Pare că a fost în străinătate, i-a mers bine acolo, nu l-au prins, aia e, bafta lui, s-a întors aici, cazier curat. Freddy. Acum e Freddy, domne. Înțelegi? Să vă zic ceva despre Freddy, de ce nu poate fi luat în serios Freddy în această emisiune. Vreau să vorbim despre școlarizarea lui Freddy Simonis, înainte de a vorbi despre averea lui Freddy Simonis, ca să vedeți și dumneavoastră cine, Doamne iartă-mă, este liderul deputaților PSD, care ne explică nouă acum lucruri. Păi cum să ne explici tu nouă lucruri dacă tu nu știi lucruri? Adică, și dacă le știi, cu ce bagaj de cunoștințe analizezi tu lucrurile pe care le auzi? Șeful deputaților PSD, absolvent la o facultate privată în lichidare. Între timp a și dispărut, a fost rasă de pe fața pământului. Domnul Alfred Simonis a urmat facultatea de drept la Universitatea Tibiscus. Ați auzit de Universitatea Tibiscus? Bineînțeles că n-ați auzit de Universitatea Tibiscus și nici nu veți mai auzi pentru că a dispărut. S-a desființat, domnule, nu mai există. Deci el vine de la Tibiscus? De la Universitatea Tibiscus. Tibiscus, da. Tibiscus. Așa a zis, domnule, Tibiscus, care e? Simonis la Tibiscus. Tibiscus, da. Așa, între 2005 și 2009, de, uite-l. El s-a dus la facultatea de drept de la Universitatea Tibiscus. Și vă mergând, domnule, la aici facultatea este Universitatea Tibiscus. Tibiscus. Da, cine sunteți? Sunt Alfred Simonis. Deci îl și vă pe domnul Simonis deșinzând către Tibiscus, așa într-o dimineață. Cum ajung, nu vă spărați, cum ajung la Universitatea Tibiscus? Uitați-vă, fine. Mergeți drept în față. Cam asta se recomandă figurile. Cred că a studiat oferta educațională, da. Și a văzut în țară, în străinătate, ar fi Yale, Stanford, stă bine pe drept. Și a zis, nu, mă duc la Tibiscus. Domnul Zanfi, dar trebuie să recapitulăm. Vorbim despre șeful PSD-iștilor de la Camera Deputaților. Da, grupului PSD de la Camera Deputaților. Grupului organizat PSD. Organizat de la Camera Deputaților. Liderul grupului PSD, da. Camera Deputaților,
a făcut facultatea de drept la Tibiscus. Domnul Zafida. Tibiscus de mare succes. Da, dacă îl vedeți și dacă era pe vremea domnului Ponta, era Mickey Mouse, domnul Ponta, domnul este legat perfect să Alfred Simonis în contextul. Freddy, Mickey Mouse, deși asta era zona, da. Și Freddy de 2005 până în 2009 altă treabă n-a avut decât să meargă la Universitatea Tibiscus. A terminat Freddy Universitatea Tibiscus din județul Timiș, cred că era, nu se știe. De unde, doamne, ar trebui să fie, da. Păi de acolo e el, din localitate. Da, cred că de acolo e, o fi din altă parte. Nu spune nimeni unde e Universitatea de Tibiscus. Îmi spune doar că nu mai există. Da. Avea 4 facultăți, toate au intrat în lichidare. Gata, ștergeți urmele, dați-i foc, pârjoliți pământul sub universitate. Știi în ce grupă valorică, domnul Buzeanu, ca la fotbal, în ce grupă valorică era Universitatea Tibiscus, absolvită de domnul Simonis? În ce grupă valorică era? În cea mai proastă grupă. Cea mai proastă grupă. Nu știu de ce trebuie să spuneți așa. Păi așa? Dar bine, dar rău. Dar bine, dar rău. Ce? Băiatul acesta a învățat o meserie. Tibiscus, că altfel nu puteți. Acest așa, Tibiscus. Așa era aici, zice de acum înainte. Freddy Tibiscus. Deci, de bine, dar rău. În loc să golănească pe străzi, să umble, să... Putea să umble bagabond. Zi și noapte stătea acolo și știi ce ghiozdan greu avea? Când se ducea așa cu ghiozdanul în spate, cu cărți, cu caiete. Uitați-vă. Unde duci, Freddy, că ești așa de mic și deja umbli tu singur? Mă duc la Universitatea Tibiscus să mă fac seful deputaților PSD. S-a dus la Universitatea Tibiscus, a terminat-o, s-a terminat și universitatea, da. Nu mai există. 4 facultăți avea, vai de capul lor, categoria E. Domne, categoria E la universități, cu exagerările de rigoare, e un pic mai proastă decât o școală profesională a statului. Domne, sunt 5 grupe valorice. A, B, C, D, E. O spun pentru cine poate a terminat universitatea Tibiscus. Nu cunoaște toate literele. Vă rog primul să vă calmați. Domnul Zeanu, m-am calmat de principiu, s-a calmat și universitatea Tibiscus. S-a calmat până a dispărut. Vreau să remarcăm faptul. Domne, nu intri în grupa A, cât te văd. Te aud, mi-am dat seama. Nu intri în grupa B, nu intri în categoria C. Nu prinzi nici D-ul. Da, bă, te duci fix în E, mă. Dar vreau să remar faptul că n-ați apucat să treceți la declarația de avere și te-ai să o luăm publicitate. Păi declarația de avere a domnului Tibiscus, Freddy, mi se pare că îl proclamă mai bine decât. Adică știi îl pune într-un context adevărat, domnule. El a avut Alfred Simonis la viața lui, că poate ziceți, da mă, dar avea el timp de universități. A făcut Tibiscusul, dar în rest era o forță pe business. El a fost directorul unei firme private care se numea Baicoz. Baicoz Comendist. Da. Baicoz Comendist. Sună bine, sună ceremonios, îmi place. Aș vrea să... Profit 500 euro. Ei nu-i dai. Sigur. A angajat zero barat. După care a devenit consilier municipal și s-a lăsat. Lasați-mă cu mediul privat că nu mai pot. Am făcut performanță. Deci omul ăsta care e liderul deputaților PSD, din punct de vedere al studiilor, a făcut Universitatea Tibiscus care s-a desființat. Nu mai există. După care, în mediul privat, a condus o firmă care în ultimul an a avut profit 500 de euro și zero angajați. Dar, cu toate acestea, are Ferrari, are sute de mii de lei. Că el când a făcut această declarație care n-are niciun sens... Dar nu vă e rușine, cu Alfred Simonisul vostru, mă? Kelemen Hunor nu e șeful lui Victor Orban ca să-l tragă la răspundere. Deci el când a venit cu această reacție, cu această declarație, poate că era chiar la bordul Ferrari-ului său când făcea această el declarație. El conduce, face Universitatea Tibiscus desfințată, după care conduce o firmă, face profit 500 de euro, zero angajați, mediul de afacere, antreprenor curat, se face consilier municipal, după care îl vede PSD-ul și zice, tu te irosești aici, tată, eu acum văd că tu ai Tibiscusul la bază. Și îl pune director executiv la aeroportul internațional Traian Buia, după care îl face deputat și a închis treaba. Și vine... Ne întoarcem dacă e după pauză, dacă la cererea publică, dacă chiar vă interesează, să vă spunem câte mașini de lux, câți bani a făcut în nunți și în ce scandal a fost implicat cu socrăsul care are niște firme sau cum nasul care are niște firme foarte interesante. L-a proclamat, l-a făcut celebru, o recorder l-a făcut celebru pe zona asta, l-a făcut pauză și ne întoarcem. Tibiscusul ăsta.